Ridic această cană de cafea în cinstea dumneavoastră, în cinstea dumneavoastră celor aproape 7200 de urmăritori care ne priviți, care stați cu ochii pe noi în această dimineață, ultima dimineață din săptămâna aceasta. Sănătate multă! Ușor, ușor revenim la normalitate, iată ceea ce spune Comitetul pentru Revenire la Normalitate. Deci Comitetul pentru Revenire la Normalitate stați așa. Deci, ca să revenim la normalitate, avem nevoie de un comitet care să ne spună asta. Comitet pentru revenire la normalitate. Bă, voi sunteți nebuni. Cum să spun asta? Un comitet. Se întâlnește un comitet. Așa e în România. Se întâlnește un comitet, facem o comisie și hotărâm că intrăm în normalitate. Dar ce înseamnă normalitate? Că din 13 mai pentru 30 de zile intrăm iar în stare de alertă. Dar în același timp avem și măsuri de relaxare. Na, cum să le înțelegem? Cum să le adoptăm? Mai ales dacă ești ardelean. Na, acum e stare de alertă. Mă, oare ce mă fac? Stai, că e stare de relaxare. Na, așezi. Alertă! Relaxare. Alertă! Dacă n-ar fi cafeaua asta pe care mi-o oferiți voi cu generozitate pe buymeacoffee.com/nicubendia, n-aș rezista. Radu și Simona din Nashville, Alex Bejan din Cluj-Napoca, mulțumesc frumos pentru faptul că mi-ați umplut această cească cu cafea pe care o beau. Ei, și mergeau pe deal în sus să nu le prindă vreun urs, să-i fie țărâna ușoară ursului Arthur, că în ultimele zile numai despre ursul Arthur s-a vorbit, cum a fost el ucis de către prințul din Liechtenstein. Mă, cum? Hai să developăm, să derulăm, da? Deci undeva în secuime, Osmond Tomomo Breakdance, s-a întâmplat ca un urs, ursoaică, să terorizeze niște încăperi, niște case, niște recolte ale oamenilor. Oameni care nu s-au putut apăra pentru că nu aveau drujba necesară. Și-au chemat un prinț, Emanuel din Liechtenstein. Mă, cum e asta? Să nu te poți tu apăra în România de urs, să chem pe cineva străin să ți-l chilărească. Și-a venit prințul călare pe un Boeing, Emanuel von Zu. Emanuel und von Zu. Adică am citit și eu, nu știu, germană. Eu la rusă mi s-au oprit cunoștințele de limbi străine. Deci a venit prințul Emanuel von Unzu. Adică am căutat paracte pe Google Translate și am găsit Emanuel von Google Unzu Liechtenstein. Aici zice așa: Emanuel din Liechtenstein sau Emanuel de la Liechtenstein, țica țica ta ta, țica țica ta ta. Adică ca și cum ai zice Carmen de la Sălcioa, Jean de la Craiova. Deci a venit prințul maneliștilor, Emanuel să-i fie de pomană castelul și ne-am pușcat dita mai trofeu, ursul Arthur. Record mondial, 593 de puncte din 600, o luat trofeul ăsta. Dar cum se măsoară un trofeu? Adică după ce ai răpus ursul, te urci cu rigla, cu compasul, cu ruleta și măsori craniu și zici, bă, îți de record sau nu? Băi, vânătorilor care sunteți vânători, dacă sunteți șmecheri, o faceți cum fac pescarii, pe principiul de catch and release, înțelegi? Văzuși ursul, pac, pac, îl anihilezi, îl tranquilizezi, îl pupi în bot și dai drumul să meargă. No, care ar mai putea să facă treaba asta în România, săracuși? Dar dacă n-avem păduri, că președintele Iohannis a fost la o amplă acțiune de împădurire cu Costel Alexe, ăla care e cercetat în două dosare cu Chirica. Scriu aia de la Recorder că, de fapt, cea mai amplă acțiune de împădurire a fost un eșec. De 10 ani n-a mai fost o acțiune de împădurire, dar președintele Iohannis nu renunță. A chemat trupele americane să fie cât mai multe în România, a zis omologului Joe Biden: Joe, adu-i aici. Băi, ca și când îți chemi copiii cunoștințelor un weekend, zici, hai mă că se joacă cu Anușcă, dă-i în pisici că avem jucării. Jucării pe care Iohannis le cumpără cu un miliard de euro, minim. Hai să... Dar de ce mai cumpărăm arme, de ce ne înarmăm când știm că poștașii din poliția română au fost dotați cu spray-uri lacrimogene, muică? Dă-i seama, dita mai agentul poștal, cum vine el, se aducă măicuței la poartă pensia. Și măicuța vede că pensia e tot mică și atunci el îi dă un spray în ochi, ea plânge și zice: mi-au mărit ăștia pensia.
la poștași. Mai urmează să le dăm bici și cătușe și cu poștașii să facem o poștă. Dar după ce bem o cafea oferită cu drag din Nashville, să rămână Alex de la Cluj. Se știe! S-a băut cafeaua, mulțumim pe această cale, dar continuăm în stilul nostru caracteristic. Melinda Gates, de năcaz că o divorțat de Bill al lui Gates, s-a dus și și-a luat o insulă. Nu râde, mă, că-i păți și tu. Deci Melinda Gates, de năcaz că o divorțat cu Bill al lui Gates, s-a dus undeva și și-a luat, și-a închiriat o insulă, numai a ei. $100,000 plătește pe noapte. Păi de ce nu și-o cumpărat-o? Simplu, că mai are două insule și ce dracu să facă cu ele? Mai ales că acum au divorțat de Bill. Și dacă nu-i Bill, care era deci, de Bill, nu mai îi spală nimeni geamurile. Stai, Dita, mai... Păi nu râde, mă! Că o să-ți vină și ție rândul, bă. În fine, nu. Într-o notă serioasă, că tot e vineri, se continuă maratoanele vaccinării în România. E o chestie tare, la o librărie sau la două, la o editură sau la două, dacă pretinzi dovada vaccinului, primești o carte. Ce tare! Am primit și eu pe clasa 5-a, când am luat mențiune la premiul al 8-ului. Am practic o carte. Băi, dacă vreți să se vaccineze românii în masă, pe dați-le grătare, dați-le fritanie, dați-le chestii, că la filarmonica din Sibiu, filarmonica din Sibiu, se cânta Brahms. Mergeai să te vaccinezi și se cânta Brahms. Totuși, cvintetul pentru clarinet de Brahms e grosav, poate l-ascultați în weekend, în fine. Dar la român nu ajungi cu Brahms. Brahms e 10, ce 10? Băi, 5% din români îl adoră pe Brahms. Dar dacă faci undeva pe Mehe din Ții Cluj-Napoca, da, faci un botez, da, o cununie, o ceremonie adevărat cu staroste, cine? Ni! Nelson Mondialu, staroste, MC sau cum îi se zice, și dacă aduci să cânte acolo, spuma, lasă-mă pe Brahms, forget about Beethoven, forget about Mendelssohn Bartholdy, forget about ăștia. Îl aduci pe Bogdan de la Cluj, aduci pe Sandu Ciorbă, da? Aduci pe Stelică de la Turda, e altceva, altfel merge vaccinul, țica, țica, și să scânte, mă, Bogdan de la Cluj, când faci vaccinul pe Mehedin, scăpă la pop-up între prunii ai, fac mândrele rugăciuni, sâmbăta, duminica, să se poată vaccina, să se poată vaccina, că aici ai gata cafeaua, la revedere, eu voi da. Pe mine coffee.com/nicubenda. Nu uitați nici de podcasturi. Podcasturile, zicea. Aici pe canal, nici cel mai bine la tăți. Ajută, Doamne, că pe la pop-up între prunii.